Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri 24 februarie. Hai să vedem ce cărți o să iasă în această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, hai să vedem ce înseamnă fiecare carte în parte. În primul rând, pe situația de dragoste avem șasele de săbi. Această carte a mai ieșit săptămâna trecută ca energie pentru starea de sănătate, duminică, pe 21 februarie. Astăzi această energie s-a transferat aici pe partea de dragoste. După cum v-am zis și duminică, șasele de săbi este o carte de schimbare, dar și de strategie. Schimbarea nu trebuie să vină așa impulsiv, oricum, trebuie gândită, analizată, făcut un plan, trebuie să știți care sunt riscurile și oportunitățile din fiecare opțiune pe care o aveți în față și pe urmă să luați o decizie, să faceți mișcarea corectă. Pentru cei singuri care nu sunteți într-o relație, gândiți-vă astăzi, oare de ce nu se întâmplă nimic în viața voastră? Poate pentru că aici, pe tabla de șah a vieții voastre sentimentale, voi sunteți cei care trebuie să facă următoarea mișcare și din diverse motive. Poate vă este frică, poate ați fost răniți în trecut, poate pur și simplu nu știți ce vă doriți, poate n-ați întâlnit încă persoana corectă pentru voi, poate nu sunteți dispuși să renunțați la anumite lucruri, să faceți anumite sacrificii și toate aceste frici, toate aceste temeri acumulate vă împiedică să faceți următoarea mișcare, să faceți următoarea mutare. Dar rețineți că și lipsa acțiunii este în sine o decizie. E o decizie pe care voi o faceți. Să nu acționați, să nu faceți nimic, să nu cunoașteți oameni noi, să nu vă expuneți inima la noi experiențe care pot fi pozitive, pot fi negative. Eu n-am cum să vă garantez că dacă vă expuneți inima o să fie neapărat o experiență pozitivă. S-ar putea să nu fie, dar în același timp s-ar putea să fie. Șansele deocamdată sunt 50-50, jumii-juma. Și acum voi trebuie să vă gândiți foarte atent ce vreți să faceți. Vă e ok să fiți așa în situația asta singuri? Dacă da, ok, nu faceți nicio mișcare. Dacă nu, dacă în interiorul vostru simțiți o cât de mică dorință de a fi într-un cuplu, de a fi într-un parteneriat, atunci e momentul să faceți o mutare, să faceți o schimbare, să acționați. Nu mai așteptați să vină prințul pe cal alb după voi, mergeți voi să-l găsiți, că săracul cine știe, o fi pierdut pe undeva. Pentru cei care sunteți în relații, mai ales în relații serioase, de lungă durată, șasele de săbi vine aici cu un mesaj de atenționare. Dacă doriți ca această relație să funcționeze, a venit momentul să începeți să gândiți ca un cuplu, să plănuiți împreună, să vă faceți strategia împreună, pentru că acum, pe tabla asta de șah, deja nu mai sunteți voi împotriva partenerului, sunteți voi împreună cu partenerul, într-o echipă, împotriva vieții, împotriva lumii, împotriva universului și a destinului. Nu mai jucați singur, jucați în pereche. De acum înainte va fi foarte important orice decizie veți lua în viața voastră să o luați împreună, să începeți deja să gândiți ca un cuplu, să țineți cont de părerile, nevoile, dorințele, aspirațiile celuilalt. Și în același timp să țineți minte că atunci când voi aveți o problemă, celălalt va fi acolo ca să vă susțină, să vă ajute. Indiferent de situația de viață în care vă aflați, de vârsta la care sunteți, șasele de săbi vine cu o schimbare inevitabilă, fiți pregătiți pentru aceasta. Acceptați-o cu brațele deschise și stați cu ochii pe tabla de șah. Faceți-vă strategia pentru următoarele 3 mișcări cel puțin. Pe partea de sănătate avem o arcană majoră foarte interesantă. Justiția, care în acest set de tarot este reprezentată de zeița egipteană Maat, care reprezintă principiul justiției, adevărului, a onoarei și a moralității, a lucrurilor etice, corecte, a virtuții. Maat este o zeiță care se află mereu în perpetuă mișcare. Această carte simbolizează echilibrul foarte fragil dintre haos și armonie, dintre forțele opuse și complementare
care creează acest univers. Și când apare pe partea de sănătate, cere de la fiecare individ să caute acest echilibru. Prin urmare, astăzi fiți foarte atenți la dezechilibrele din viața voastră. Poate petreceți prea mult timp la locul de muncă și nu vă odihniți suficient. Poate nu reușiți să vă detașați de stresul financiar, economic, care vă urmărește zi de zi. Poate aveți un viciu la care trebuie să renunțați. Poate nu faceți destulă mișcare, poate nu mâncați suficient de sănătos. Indiferent cum se manifestă acest dezechilibru în viața voastră, astăzi a sosit momentul să rezolvați această problemă. Faceți această autoanaliză și luați o decizie în această privință. La nivel global, această carte e posibil să aducă astăzi în discuție anumite teme legate de etică, morală și justiție în privința sănătății umane, în privința sistemelor de sănătate globale, a legilor și a regulilor care guvernează sistemul sanitar, cât e de etic că în anumite țări ale lumii doar oamenii înstăriți cu o situație financiară bună au acces la medicină, la tratamente medicale moderne, cât e de moral că în epoca informației, când din punct de vedere tehnologic avem la dispoziția noastră resursele ca să eradicăm foarte multe dintre bolile de care suferă omenirea, companiile farmaceutice dețin monopolul asupra acestor medicamente, ba mai mult, preferă să elibereze pe piață doar acele medicamente care țin oamenii la limita sănătății, acele medicamente care tratează simptomele în loc să elimine cauza. Toate aceste probleme de etică și morală în sistemul sanitar, în sistemul medical, în sistemul farmaceutic mai ales, vor fi aduse în discuție, vor fi puse în prim plan astăzi, fiți cu ochii pe mass media, pe canalele de știri, pentru că aici s-ar putea să fie niște discuții foarte interesante și foarte importante pentru omenire și pentru evoluția omenirii în următorii 2000 de ani. Acum punem bazele pentru sistemele de etică și morală care o să ne guverneze pentru următorii 2000 de ani. Și este responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, să ne facem vocea ascultată și să ne aducem contribuția la acest proces. Pentru că altfel, karma pe care o acumulăm în această viață o să ne coste foarte mult în viitor. Și acum hai să vedem, pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 5-ul de monede. În acest set de tarot, 5-ul de monede are o interpretare foarte interesantă, diferită față de alte seturi de cărți de tarot pe care le-am întâlnit până acum. În acest set de cărți, 5-ul de monede ne aduce aminte că toată bogăția individuală pe care putem să o acumulăm în această viață nu înseamnă nimic, nu ne ajută cu absolut nimic dacă la final nu avem și un mediu înconjurător curat, dacă nu avem o sănătate bună, dacă în procesul de a acumula cât mai multă bogăție, cât mai multe avuții, noi am distrus planeta pe care trăim, care e rolul, care e sensul? Că toți banii din lume nu o să ne cumpere aer curat, nu o să ne cumpere apă nepoluată, nu o să ne aducă înapoi toate speciile de plante și de animale pe care le-am distrus. În aceste de cărți, 5-ul de monede este o carte care trage un semnal de alarmă că dezvoltarea industrială, consumeristă a societății noastre nu este direcția corectă. Cu 5-ul de monede trebuie să ne gândim la ecologie, la surse de hrană care să nu distrugă planeta, la surse de energie care să nu ne distrugă stratul de ozon, protecția dintre noi și soare, la acele industrii, afaceri, investiții care se gândesc la binele societății în general, nu doar la binele individual, nu doar la valorile care sunt în bancă la finalul zilei. Pentru cei care aveți bani de investit, astăzi sunt foarte bine aspectate investițiile în surse de energie regenerabilă, că e vorba de energie solară sau eoliană, în companii care se ocupă de agricultură sustenabilă, ecologică, în locuințe sustenabile, cu cât mai mic consum de energie, în toate organizațiile, companiile care demonstrează că au și un spirit de etică și de morală și care reinvestesc fonduri în
societățile de a căror susținere beneficiază. Astăzi e ziua în care ar fi indicat toți banii pe care îi cheltuiți să fie către companii locale. Dacă trebuie să cumpărați mâncare, mergeți în piață, cumpărați de la agricultorii locali, nu la marele supermarketuri, hipermarketuri, în care majoritatea produselor sunt importate din alte țări. Orice ați dori să vă cumpărați, să vă achiziționați astăzi, încercați să găsiți oameni din imediata voastră apropiere, din localitatea voastră, din comunitatea voastră care oferă acele servicii. Susțineți economia locală dacă vreți să vedeți și o creștere a nivelului de trai în comunitatea voastră. Pentru că atunci când alegeți să dați bani la mall, la hipermarketuri, la supermarketuri, voi nu susțineți oamenii din comunitatea voastră, voi susțineți o multinațională care își are sediu în altă țară și care de cele mai multe ori reușește prin diverse tertipuri legale de altfel să plătească foarte puțin în impozit și taxe în România, în țara noastră, în comunitatea noastră. Pentru că ei ce își doresc e profit, nu e bunăstarea societății. Pe ei nu-i interesează că tu sau vecinul tău ești sau nu mai ești capabil să-ți plătești ratele, că poți să pui mâncare pe masă, că poți să cumperi haine pentru copiii tăi. Pe ei nu-i interesează asta, pe ei interesează doar profitul la finalul zilei. Și astăzi este o zi în care trebuie să vă țineți departe de astfel de companii, de astfel de întreprinderi. Bun, și acum că lecția de morală e finalizată, hai să vă scot și un card de înțelepciune pentru această zi, mesajul pentru toată lumea. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți de această interpretare, cum se aplică pentru voi acest mesaj și dacă v-a plăcut videoul, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul de azi pentru toată lumea. Iubirea mea e nelimitată. Una dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Un mesaj foarte frumos pentru toată lumea, o mantră superbă pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!